În 2006, debitul Dunării a fost în medie de 15.000 de metri cubi pe secundă, pentru ca în următorul an să fie de peste 7 ori mai mic. În această vară ne apropiem de minimul istoric, care a fost în vara anului 2003, când debitul nu a fost mai mare de 1.500 de metri cubi pe secundă. Asta face ca și sistemul de irigații cu apă din Dunăre să aibă de suferit. Acesta nu mai este funcțional de 2 săptămâni. Problema cea mai dureroasă este cu irigațiile de pe care se mai făceau datorită stațiilor de pompare din Dunăre, pentru că oamenii cu aceste culturi, terenuri, nu au ce să mai facă. Singurii care mai irigă din informațiile noastre la ora actuală sunt cei care au apă din Jiu. Reprezentanții ANIF Dolj susțin că nu se pot pune cu natura și că este nevoie de cantități mari de precipitații pentru a se putea relansa sistemul de irigații. Nu mai este apă. Asta este. Eu le stau la dispoziție fermierilor. Dacă dumnealor au idei sau dacă cred că am putea face ceva și noi nu facem, eu le stau la dispoziție 24 din 24. Dar nu ne putem pune cu natura. Asta este. Nu sunt vești bune însă, pentru că meteorologii spun că în Oltenia mâine vor fi ploi izolate, însă doar în zonele înalte. Abia pe 8 și 9 august se vor semnala cantități mai mari de precipitații și tot atunci o scădere a temperaturilor.